No, acum dacă tot am ocazia și am un pic de condus, un pic mai mult pentru că sunt într-o parcare care este mai departe, haideți să discutăm despre subiectul ăsta cu munca, cu rușinea, cu ce înseamnă să fii valet, de ce le e rușine la unii să recunoască că muncesc sau că trebuie să muncească sau chestii de genul ăsta. Referitor la comentariile alea răutăcioase că bă, că ești sclav prin străinătate, bă, că ești valet, că speli mașini, că nu știu ce. Bă, frate, sunt valet, pentru că odată ce conduci mașini e un fel de valet, odată ce fac chestia asta e tot cam ca și cum ai fi valet, dar nu văd ce ar fi rușinos în asta, atâta timp cât, nu știu, aici nu e genul ăla de muncă să fii tratat nașpa, să fii văzut nașpa sau chestii de genul ăsta. Adică, na, nu oricine e în stare să țină de jobul ăsta sau să facă față la chestiile astea. Știu că o să existe multe comentarii și mulți care or să zică că ce e așa greu să conduci mașini. Nu e, frate, nimica greu. Nu e deloc stres, nu e deloc greu. E foarte ușor. Nu, mai dai de proști prin trafic, dar în afară de aia e foarte ușor. Știi că trebuie să conduci mașini foarte, foarte scumpe și trebuie să ai grijă să le parchezi, trebuie să ai grijă în trafic și stresul, credeți-mă că e enorm. Nu e chiar așa ușor precum pare. Bun. În afară de chestia asta, sunt aici, în Olanda, lucrez ca valet, ca sclav, din cauza că în România nu pot să am un serviciu. Pentru că nu am, frate, o facultate, nu am, nu știu, pile pe la București, pe la Timișoara, pe la Brașov. Din păcate stau într-o zonă mai săracă și în zona aia nu se poate face mai nimic. Adică tot ce aș putea să fac acolo e să mă duc să muncesc pe 15 milioane pe lună. Dacă iau și pe ea, probabil 15 milioane adunați cu tot cu bonuri. Înțelegeți? Așa că cumva trebuie să îmi întrețin familia, să îmi întrețin casa și trebuie să muncesc. Și pentru mine să muncesc nu este o rușine. Înțelegeți voi? Că spunea și Bluț în live-ul ăla, bă, că de ce ai plecat? Că nu se merită să pleci, că îți lași familia în țară, că ești departe de nu știu cine, te duci acolo să lucrezi pe 2000 de euro. Păi, dar ce să fac, frate? Vrei să lucrezi în România pe 15 milioane, pe 300 de euro? Nu, frate, uite, vin, muncesc cinstit, nu dau un cap la nimeni, nu fur, nu tâlhăresc, nu mă milogez, nu am datorii. Atâta timp cât sunt cu sufletul în păcat și no, cu mintea în păcat, asta e. Într-adevăr, îmi este un pic mai greu că sunt departe de familie, dar asta este situația. Trag un pic acum și mai târziu va fi bine. Asta dacă știu să investesc banii cu cap, dacă nu fac alte prostii, pentru că, na, mulți au plecat pe dincolo și n-au făcut nimic. Două secunde să trec și eu pe cealaltă bandă, nu vine nimic. Da, oameni buni, și cam așa stă treaba. Am văzut foarte mulți că spun că iau mașini de la oameni, trebuie să le duc la spălat, să fac curățenie în ele și chestii de genul ăsta. Bă, da, iau mașinile din parcare, dar nu le iau de la oameni direct de la clienți, le iau din parcare de la firmă, le duc în altă parcare. Dacă acei clienți, când se întorc din vacanță, vor mașina curată, se bagă într-un program VIP Super Polish, ceva genul, și trebuie să te duci cu ea la spălat și la curățat. Ați văzut în primele episoade ce înseamnă spălat și aproape ce înseamnă și curățat, pentru că nu am apucat să fac chestia aia. Dar nu o speli tu cum se spală în România sau nu o speli ca și cum ai lucrat la o spălătorie. Te duci cu mașina, o pui pe o bandă și trece pe banda aia și mașina iasă direct spălată. Ce trebuie să faci este să faci curat în ea, adică să dai cu aspiratorul, preșurile trebuie făcute și să ștergi pragurile. Ai cârpă, ai toate alea. La dispoziție ai o oră jumate la fiecare mașină. Se întâmplă să ai o mașină, două mașini pe săptămână. Eu până acum nu am prins niciodată să am două mașini pe săptămână. Și treaba e foarte simplă. Nu-i nimic greu. Chiar dacă ar fi greu, totuși niciunde nu e ușor. Cumva trebuie să câștigi un ban, nu? Eu nu sunt mulțumit pentru că nu lucrez totuși pe șantier. Nu lucrez totuși undeva unde să-mi fie greu. Nu lucrez în câmp, nu lucrez la șparanghel, la căpșuni, la spanac, la varză și la alea. Nu am nimic împotrivă cu oamenii care lucrează acolo. Tot respectul pentru ei. Dar, nu, atâta timp cât pot să fac altceva, prefer să fac altceva. Pentru că banii iasă și aici, știți voi. No, și multe, multe, ar fi multe de povestit. Deci dacă m-aș apuca, aș avea multe de zis. Dar nu are rost, pentru că cei cu capul pe umeri cred că au înțeles ce vreau să zic.
haterii nu vor înțelege niciodată ce înseamnă chestia asta, mai bine preferă să stea pe banii părinților, însă eu sunt foarte fericit, am banul meu, am casa mea, am familia mea și ce mi-ar putea lipsi mai mult de atât? Bine, mai mulți bani, dar aia numai dacă o să joc și eu la lotul odată. Dar în afară de chestia asta nu lipsește, frate, absolut nimic. Totul este cumpărat pe munca mea. Nu mi-a dat mama, nu mi-a dat tata. Din păcate tata nu mai este. Și tot ce am, am prin muncă. Nu prin hoții, nu prin combinații, nu prin nimica. Că am cumpărat câteva mașini și le-am vândut mai departe, aia nu înseamnă că am făcut combinații spurcate sau chestii din astea. Nu mi-am bătut joc de nimeni, nu este nimeni să zică că l-am țăpuit. O să mai povestim despre chestii din astea, pentru că chiar m-au pus pe gânduri acei hateri. Exact cum spun haterii ăia. Bă, Mihailă, ești sclav la olandezi, ești valet, știi? Dar știi cum? Ești sclav, ești valet, normal muncesc și eu pe bani, nu muncesc degeaba. Dar uite, vezi tu, sclav, valet, da uite, mă dau jos din E-Class, așa, și mă urc în altul, mai șmecher ca ăsta. Și totuși sunt plătit pentru că conduc astfel de mașini, frate, știi? Da, nu, las că mie îmi place să fiu sclav, cel puțin, na. Am ocazia să conduc niște mașini la care doar visez, știi? Nu sunt mașinile mele, doar le conduc, atâta tot. Ia uite ce frumos e și ăsta. Bă, sincer să fiu, nu-i rău deloc să fii sclav pe la olandezi sau să, cum îi spune, să muncești, știi? Dacă vrei ceva mai frumos de la viață, trebuie să muncești. Dacă nu vrei nimic frumos de la viață, poți să rămâi și boschetar. Nu știu, frate, ce e așa rău în a munci. Sau chiar jobul ăsta de valet e nașpa, frate? Nu știu, mie nu mi se pare așa nașpa. Eh? Vă, vi se pare nașpa? În fine, hai că o să continuăm videoclipul când ajung acasă sau din altă mașină din asta așa frumoasă. Stați așa să nu tragem concluzii pripite, pentru că nu conduc toată ziua astfel de mașini, știi? Mai prind și căruțe din alea sau mașini din alea nașpa, care au sute de mii de kilometri, nu au direcție, nu au frâne sau na, mașini terminate, înțelegi? Pentru că la firma asta vine orice om, și bogat și sărac, își lasă mașina, se duce în vacanță, iar eu iau mașina, eu parchez dintr-o parcare în alta și na. Când mai conduci câte una din asta, te bucuri. Și după cum spuneam, ești plătit pentru un job, ești plătit că conduci mașini scumpe pe care alții ar plăti să le conducă, știi? Ceva genul cum e Drive Tesla.ro, ceva genul. Îi acel domn care are o Tesla și dacă vrei să te plimbi cu Tesla, îi plătești acelui domn și te plimbi cu Tesla, faci un drive test, adică vezi și tu ce înseamnă să conduci o Tesla în România. Numai că eu eu am norocul să le conduc și sunt plătit, nu trebuie să plătesc că le conduc, știi? Mi se pare tare ideea, știi, să-ți cumperi o Tesla și să accepti să ți-o conducă cineva pentru o sumă de bani, poate foarte mică în comparație cu cât costă o Tesla, mi se pare destul de ok, știi? Și tot așa, frate, te mai urci într-un Panamera. Na, vezi? Panamera 4. Uai, ce scaun urât! Ce urâtă e mașina, frate! Mai bine Logan decât Panamera, mă jur. Că n-am bani de întreținut în Delta. Cât are, frate? 38.521 de kilometri. Stați așa că scaunul ăsta nu-i făcut pentru mine. Ce vorbești, frate? Racheta de mașină, știi? Puuu, da caldă-i. Panamera. Te mai urci într-un Porsche, într-un Audi, într-un Mercedes. Nu am mașini din asta, știi? Viața de valet nu e chiar așa de rea, după cum spuneam și din celelalte mașini. Ăsta este un Porsche foarte șmecher. 330 are în bord, frate, sport. Foarte tare. Nu, n-are popcorn ăsta, din păcate. Ok, oameni buni, cam ați văzut despre ce este vorba. Cred că ați înțeles punctul meu de vedere și ce vreau să spun.
foarte tare la mașina asta este că are volanul încălzit. Deci e atât de cald și de plăcut când pui una pe el. Uai, bine, am văzut mai multe mașini care au opțiunea asta, dar nu. Pumprlit ca mine ar trebui să muncească, cred că o viață întreagă să-și cumpere o mașină din asta. Pentru că, na, așa este viața. Unii o duc bine, unii o duc binișor, unii nu o duc bine deloc. În fine, oameni buni, cred că ați înțeles punctul meu de vedere. Repet, și acum mașinile astea nu sunt ale mele, lucrez la o firmă ca valet, no, că altfel nu știu cum să zic, practic sunt valet că atâta timp cât iau mașini de la firmă, le duc în parcări și aduc alte mașini. Na, ești valet. Cam așa se numesc valeți, înțelegi? Nu mi-e rușine că sunt valet, nu mi-e rușine că na, am serviciul ăsta, câștig niște bani destul de frumoși. Uite și un 740E. Ai performance. Mamă, cum arată, frate, și ăsta. Ți-ai de capul meu. Ioi, frumoasă roșie mașina asta. Mamă, câte vieți trebuie să lucrez, frate, să-mi cumpăr și eu așa ceva. Hai să mă rămas acum arată. 125.304 km. Asta da mașina, frate. Bă, dar cât e de mare. Cât e de mare. Ok, oameni buni.